Cântărețul de manele a ajutat o bătrână din stradă cu o sumă de bani. Fără să stea prea mult pe gânduri, iubitul lui Marimar i-a dat nici mai mult, nici mai puțin de 100 de lei. Iar femeia i-a mulțumit cu ochii în lacrimi. Totul a fost filmat și urcat pe contul manelistului de TikTok, acolo unde a specificat că nu încearcă decât să demonstreze ce ușor poți să bucuri pe cineva. Ia aici, bre! Hey, vino cu apă! Să-ți dea Dumnezeu sănătate!